Bine ați venit la Muzeul Animat! Eu sunt Mihai Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate. Împreună vom crea o bandă desenată inspirată după un exponat dintr-un muzeu. Haideți să vedem care este subiectul sau tema noastră. Personajul din cel de-al nouălea episod este telescopul de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Astăzi ne vom opri la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Acesta este singurul observator din capitală deschis pentru oricine dorește să învețe mai multe despre sistemul solar, planete, stele și galaxii. Acum ne pregătim să creăm banda desenată, inspirată după telescopul de la Observatorul Astronomic din București. Folosim o hârtie A4 așezată pe orizontală, pentru că vom face o bandă desenată cu două casete sau două momente dintr-o poveste. Aceasta este schița, adică desene foarte simple. Iar pentru replici putem trasa linii ajutătoare acolo unde vom scrie și să avem în vedere că textele vor fi înconjurate de baloane. Puteți să vă gândiți la o poveste din imaginația voastră, dar important este să aveți ca personaj principal exponatul nostru din muzeu. Bineînțeles, vă puteți inspira și din ceea ce vă arăt eu. Începem cu prima casetă din stânga și vom desena două personaje. Pentru primul, facem un oval aproape de centrul casetei, iar spre dreapta trasăm două linii și le unim. De la oval, desenăm ocularul, pe unde ne uităm cu telescopul. Ștergem acea linie mică de la oval, continuăm și facem o altă parte a telescopului. Și mai departe, desenăm piciorul de susținere. Acest telescop performant are și un calculator. Mai trasăm câteva detalii. Revenim la calculator să facem ecranul și câteva butoane. Îi adăugăm ochi și o gură. Acum are o expresie, deci telescopul a devenit personaj. Urmează al doilea personaj, cum spuneam, desenăm un oval mai mic, cu două linii care se apropie una de cealaltă. Va fi luneta amiralului. În capăt facem ocularul, însă luneta pare că se uită în jos spre podea. Îi desenăm și toate componentele. De ce nu să-i facem și două picioare? După care mai adăugăm câteva detalii. Are și mâini. Și la fel de important, să-i desenăm ochii. În partea de sus vom face o planetă. Sunt convins că v-ați dat seama care planetă este. Aproape am terminat primul moment din poveste. Să desenăm locul unde se desfășoară acțiunea, în interiorul observatorului astronomic.
desenăm câteva steluțe și suntem gata. Ne mai uităm un pic la schiță să ne aducem aminte de următorul moment din scurta poveste. Începem cu o linie mare curbă în partea de jos, pe care o separăm cu două linii. Acțiunea va fi în exteriorul observatorului, dar vom putea vedea și în interior. Desenăm pe primul personaj telescopul performant cu calculator. Adăugăm aproape aceleași detalii și componente. Privirea lui este îndreptată spre stânga. Îl desenăm și pe prietenul telescopului, luneta. Urmează planeta noastră, care se pare că este în centrul atenției, sau cel puțin așa își dorește. Mai adăugăm ceva, o cometă. Desenăm detaliile observatorului. Și este gata a doua casetă. Nu uitați să lăsăm spațiu pentru replici. După ce am terminat de desenat, colorăm personajele, colorăm și fundalul. Acum, haideți să ascultăm povestea în benzi desenate cu telescopul și luneta de la Observatorul Astronomic. Pe curând și ne revedem la un nou episod din Muzeul Animat. Luneta cu care amiralul Vasile Urseanu a înzestrat la început observatorul era o lunetă Zeiss, a treia ca mărime din țară la data aceea. Astăzi, în cupolă, se află un telescop computerizat foarte performant. Oare ce se întâmplă? Parcă mi s-a încețoșat privirea. Pe vremea amiralului vedea mai bine. Hei, sunt aici, mă bagă și pe mine cineva în seamă? Stai liniștită, e doar de la venerabila vârstă. Vocalizez eu pentru tine. Pământul are doar o mărâtă de lună. Eu am 60 și mai bine. Se pare că astronomii încă le mai adună. Ba, eu văd chiar și o cometă uriașă. Of, eu tot nu văd nimic. Mai bine mă las pe gubașă.